Dacă până acum Manole Neagu era obișnuit să scrie cărți cu probleme de matematică, de data aceasta a schimbat registrul. Profesorul a scris primul jurnal de amintiri Oameni și locuri, pe care l-a lansat la Biblioteca Județeană Marin Preda. Povestea acestui manuscris a început încă din 2014. Eram foarte preocupat de ceea ce urma să fac după pensionare. Și atunci norocul meu a fost că am primit un mesaj din partea colegului și prietenului meu, Manuel Angelescu, care mi-a sugerat că ar fi bine să scriu o carte în care să fac o retrospectivă a firului vieții personale. Unul dintre cei care au avut ocazia să vorbească despre cartea lui Manole Neagu a fost criticul Manuel Angelescu. Acesta s-a ocupat de prefața cărții. Cartea domnului Manole Neagu este un spațiu de rezonanță și de ecouri. Un sunet din trecutul vieții în care evenimentele și emoțiile profunde ale unor vremuri frământate și-au găsit cuvintele potrivite. Managerul Bibliotecii Județene a ținut să îl felicite pe autor. Pentru funcțiile pe care le-a avut, responsabilitățile care le-a avut de-a lungul anilor, director de școală, inspector de matematică, inspector general la Inspectoratul Școlar Județean, îl felicit. Autorul s-a născut în localitatea Vitănești, a urmat cursurile Facultății de Matematică Mecanică, după care a devenit profesor de matematică la grupul școlar industrial Rulmentul din Alexandria în perioada 1974-1990. Din 1990 și până în 2018 le-a explicat elevilor de la Colegiul Național Alexandru Dimitrie Ghica tainele matematicii.